Pelerinajul de la Peștera Sfântului Andrei s-a dovedit a fi interzis mai mult pe hârtie decât în realitate. Deși la slujbe, teoretic, puteau participa doar locuitorii comunei Ion Corvin, pe șoseaua care duce spre mănăstire au trecut coloane întregi de mașini. Oamenii legii au legitimat pe credincioși, dar le-au permis accesul la mănăstire. Astfel, sute de pelerini din toate colțurile țării sunt prezenți la mănăstire pentru a sărbători pe ocrotitorul României. Iași, Constanța... Constanța, iarăși. Constanța. Sunt foarte multe mașini. București. Pelerinaj interzis și nu prea. De la primele ore ale dimineții, pe șoseaua de acces spre Peștera Sfântului Andrei, credincioșii au întâmpinat filtre ale poliției mult mai permisive decât s-ar fi așteptat. Am văzut până acum peste 50-60 de mașini din diferite județe, Constanța, Galați, Neamț, Buzău, Ilfov. O parte dintre șoferi au fost opriți și legitimați, o parte nu. Ideea este că toată lumea a trecut către mănăstire. Oamenii au fost legitimați, dar tot li s-a permis accesul. Chiar dacă primiți amendă, tot mergeți la pelerinaj? Bineînțeles. Chiar dacă primim 5 amendă, tot mergem. Tot mergem la Sfântul Andrei. Nu mi se pare corect ca într-o țară liberă, europeană, creștină, să fim opriți, să fim întrebați unde mergeți. Deci trebuie să călătorim liber. Ne-au luat datele, temperatura, ne-au întrebat ce facem, ne-am zis ce facem și ne-am continuat drumul. Unii au venit la pelerinaj cu scopul de a răspândi mesaje antipandemie. Doamne ajută! Doamne ajută! Gata, ne-am oprit! Stop mască, stop vaccin! Deci stop prezintele lui Hristos! Doamne ajută! Înalt preasfințitul Teodosie a venit de ieri pentru a oficia slujba la Peștera Sfântului Andrei, cu documente care să-i permită accesul. Mulțumesc conducerii țării noastre, mulțumesc autorităților județului nostru, mulțumesc polițiștilor și jandarmilor pentru că s-au arătat urmașii Sfântului Apostol Andrei și ne-au îngăduit și vrem să avem mai departe sărbători. Mă împărtășesc în fiecare zi și COVID-ul moare. Apelul înaltului prelat nu a mobilizat mii de oameni ca în alți ani, dar la slujbă au participat și credincioși veniți din Constanța. Au profitat de excepțiile prevăzute de declarația pe propria răspundere. Niște? Niște povizi. Veniți într-o zonă carantinată. Și aveți un motiv anume pentru care ați ieșit din zona carantinată? Ne prezentați o declarație. În vedere respectat măsurile de protecție, da? Aproape 800.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica de Sfântul Andrei, ocrotitorul României.